nu nouă, Doamne, ci numelui Tău îți dăm laudă și slavă. Singurul gând pe care l am în momentul acesta este că muzica noastră și lauda noastră a ajuns sus. Și că Dumnezeu este acela care ne binecuvintează în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna zice că este ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Nu știu câți dintre dumneavoastră de-abia așteaptă să ajungă la operație. Probabil că niciunul dintre dumneavoastră. Am aici câțiva frați care așteaptă de câteva luni de zile să tot ajungă la operație și nu reușesc. Într-un fel le pare bine, în alt fel le pare rău. Dar Cam asta este ceea ce se întâmplă de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu. Este, este un bisturiu care intră chiar acolo unde nu ne place. Este un bisturiu care intră chiar în zona pe care am dorit să o ținem protejată. Ei, acolo se duce cuvântul lui Dumnezeu. Și îl rugăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta pentru a ne descoperi zonele de umbră, zonele pe care noi n-am dorit vreodată să le atingem. Și pentru că nu le atingem nici nu știm ce e acolo. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să descoperim mai repede pentru ca curățirea, binecuvântarea și schimbarea vieților noastre să aibă loc repede și îndeplin cu planul său, îndeplin acord cu planul său. În seara aceasta aș dori să continuăm să vorbim despre milă. Spuneam și de dimineață, este un subiect care nu, nu este foarte atractiv din punct de vedere al culturii noastre. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, însă, este extraordinar. Voi reaminti textul din Exodul, capitolul 33, care ne spune că frumusețea lui Dumnezeu, versetul 19. Frumusețea lui Dumnezeu este mila sau îndurarea sa. De Auziți? Domnul a zis, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Fraților, nu este un risc. Ca fiind expuși la frumusețea lui Dumnezeu, cineva să zică, dar mie nu-mi place. Nu e un risc. În mod normal, Dumnezeu pornește de la premiza că ceea ce este frumos pentru El este frumos și pentru mine. Și El zice, hai să-ți arăt frumosul. Vino să vezi frumosul meu. Și Dumnezeu ar aștepta de la noi că atunci când vedem frumosul Lui, să zicem, este extraordinar. Să avem reflexul acela al heruvimilor care spun că stau, se spun, care cuvântul lui Dumnezeu spune că stau întotdeauna în preajma lui Dumnezeu cu două aripi și acoperă picioarele, cu două și acopere fața, cu două, picioare, cu două aripi zboară și în continuu fac un singur lucru și spun doar atât. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Este un, o exprimare extraordinară a faptului că ceea ce văd ei în caracterul lui Dumnezeu este unic. Sfânt înseamnă pus deoparte. Sfânt înseamnă că așa ceva nu mai există. Sfânt înseamnă că doar acolo se poate întâlni frumosul. Doar acolo. <coughs> Și în timp ce heruvimii mărturisesc despre frumosul lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ca toți cei ce văd acest frumos să aibă același răspuns. Din cauza asta, Dumnezeu ne-a făcut în asemănarea chipului Fiului Său, pentru ca ceea ce este frumos înaintea lui Dumnezeu să fie frumos și înaintea mea, ceea ce este urât înaintea lui Dumnezeu să fie urât și înaintea mea. Știți că e foarte greu astăzi să înțelegem lucrul ăsta? Nu numai că e foarte greu să înțelegem ce e frumos înaintea lui Dumnezeu, dar este foarte greu să înțelegem și ce este urât înaintea lui Dumnezeu. Trăiesc într-o societate în care astăzi nu mai e voie să spun că urâtul e urât. Nu mai e voie. În societatea postmodernă în care suntem astăzi, eu trebuie să iubesc urâtul și răul. Și sunt chemat să spun răului bine și bine lui rău. Și dacă cumva eu nu spun răului bine, mi se spune că sunt... Poftiți? Nu sunt suficient de iubitor, adică nu sunt tolerant, adică nu sunt inclusiv, pentru că dragostea adună. Adună. <coughs> și adună ce? Eu știam că dragostea adună frumosul. Eu știam că dragostea adună binele. E, astăzi mi se spune că dragostea adună orice. Adună și binele și răul și adună și adună și până la urmă ce e? Ce e până la urmă? Dacă adună și bine și rău și frumos și urât, ce e până la urmă? Și dacă ceea ce rămâne și dacă ce reușim să facem până la urmă e urât, pentru că urâtul plus frumos niciodată nu va face frumos. Urâtul plus urât va face întotdeauna urât. Pentru că puțin a luat dospește toată plămădeala. Deci, dacă până la urmă tot ceea ce face această dragoste, în ghilimele, este urât, atunci vreau să vă întreb, drag, Dragostea asta despre care vorbim că adună tot și de toate, e dragoste sau e altceva? Vedeți, suntem într o zonă în care nu mai folosim același limbaj, într o zonă extrem de confuză. Cineva spune eu iubesc, altul spune eu iubesc și când îi pui pe cei doi unul lângă altul, descoperi că nu se potrivesc deloc. Iubirea 1 diferă de iubirea 2, diferă de iubirea 3, diferă de iubirea N. Și ni se spune, nici nu mai știm ce înseamnă iubirea. Ați auzit lucrul ăsta? Ați auzit că nu mai știm ce înseamnă iubire? Ați auzit că limbajul a murit? Și că nu mai putem să spunem același lucru? Și că nu mai avem aceleași valori? Pentru că limbajul nostru a murit odată cu moartea lui Dumnezeu, din punct de vedere filozofic. Când filozofii au spus Dumnezeu a murit, în momentul acela a dispărut și acel element comun care ne făcea să vorbim aceeași limbă, să ne înțelegem unii cu alții, să trăim la fel. A dispărut centrul acela de gravitație care ne aduna pe toți în același loc și ne făcea să trăim în același fel. Încă o dată, Exodul 33 cu 19, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și iată-l pe Dumnezeu care se numește pe sine, se definește pe sine printr-un singur termen, printr-un singur cuvânt. Pentru că și îndurare și milă înseamnă același lucru. Vorbim despre. Vorbim despre har. Milă înseamnă har, îndurare înseamnă har, harul înseamnă îndurare și milă. Și iată-ne aici, caracterul lui Dumnezeu definit într-un singur cuvânt. Nu știu dacă ați rămas suficient de mult asupra textului din Luca 6, cu versetul 36. Luca 6, cu 36. Fiți dar, fiți dar, fiți dar tare. Nu, aici zice fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Avem în mintea noastră întotdeauna textul celălalt care spune fiți dar desăvârșiți cum și tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dar Luca ne surprinde și spune fiți milostivi cum și tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Ce e milă? Ce e milă? Dați-mi voie să pornesc uh, în meditația noastră din după amiaza asta de la negativ să ajung la pozitiv, ca să plecăm cu ideea de pozitiv în mintea noastră. Însă am nevoie să rezolv o problemă. Vreau să pun înaintea dumneavoastră un caz. Întâi regi capitolul 20 cu 31. Deci, întâi regi 20 cu 31. Suntem în războaiele lui Ahab, în războaiele poporului Israel, împotriva sirienilor, împotriva lui Ben-Hadad. Versetele dinainte, versetul 29 ne spune că Izraeliții au stat șapte zile față în față cu sirienii. În ziua șapte au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor o sută de mii de oameni pedeștri. Nu îmi pot imagina ce a fost acolo. Ceilalți au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetății peste 27.000 de oameni care mai rămăseseră. Cu alte cuvinte, au înconjurat cetatea, i-au surpat zidurile și încă aproape 30.000 de oameni au murit acolo. Ben Hadad fugise și el în cetate și umblă din odaie în odaie. Versetul 31. Slujitorii lui i-au zis, iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Haideți să ne încingem, deci, coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre, să ieșim la Împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și au pus saci în jurul și funii în jurul capului, s-au dus la Împăratul lui Israel și au zis, robul tău, Benhadad, a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns, mai este încă în viață, este fratele meu. Cum vi se pare Ahab? Poviți? Milos, așa este. Milos. Când zice lui Benhadad, este fratele meu, cum vi se pare Ahab? Povrim? Mulțumesc, Cornel. Cornel îmi spune, creștin, mi se pare creștin, e fratele meu. E, era... A, aici este problema, fraților. Aici este problema. Era fratele lui Ahab? Era fratele lui Ahab? E adevărat că împărații își purtau războaiele ca un fel de sport. Adică hai să vedem că ne-am plictisit, hai să mai ieșim o dată la, la o campanie militară. Și este adevărat că dacă aceste campanii militare se purtau în spiritul acela, la sfârșit împărații puteau să-și dea mâna și să spună Ei, am pierdut-o, dar ne vedem la primăvară. Vedem noi la primăvară cine este. Așa, în competiții sportive, poate că se admite. Dar muriseră o sută de mii de oameni. Mai muriseră 30 de mii de oameni. Păi pe ce? Erau frați? Întrebarea este mai departe. Dacă Benhadad l-ar fi prins pe Ahab, l-ar fi tratat ca pe un frate? Vă Sigur că nu. Bun, pe atunci măcar Ahab să se poarte mai bine și să-l și să-l trateze pe Benhadad ca pe fratele lui. Nu, nu, nu așa vrem noi. Istoria merge mai departe. Versetul 35. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său, după porunca Domnului, lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Trebuia să-l lovească cum? Doar așa o palmă peste față? Cum trebuia să-l lovească? Nu trebuia să-l lovească în așa fel încât să-l schilodească. Pentru că avea o misiune de făcut. Atunci el i-a zis colegului său, unul dintre fiii prorocilor, pentru că n a ascultat de glasul Domnului, iată, vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Și omul acela a plătit cu viața lui pentru că a fost, poftiți, milos, că nu i-a dat o palmă, sau că nu l-a lovit mai tare. Că... Tu ai face treaba asta. Dar vă rog să observați aici. Dumnezeu îi spusese, Apare elementul ăsta supranatural, intervenția lui Dumnezeu față de care nu poți comenta, nu te poți împotrivi. Asta e, Dumnezeu mi-a spus. Păi bine, Doamne, dar nu înțeleg cum adică să-i dau, să-l lovesc. Nu înțeleg. Nu te-am pus să înțelegi. Fă ce ți-am spus. Faci sau nu? De aici încolo, frații mei, începe marea neînțelegere a noastră ca oameni. Se par, vreau să vă întreb, este posibil ca noi să fim mai miloși decât Dumnezeu? Este posibil ca noi să fim mai buni decât Dumnezeu? Adică Dumnezeu să spune, lovește-l și tu să spui, nu lovești, Doamne, păi de ce? Păi eu sunt mai bun. E posibil așa ceva? Mama mea m-a învățat o poezie când eram mic și am de gând să vi o spun. Rândunica unica, e plecată după hrană pentru pui. Cui bui singurel sub strașini și în curte nimeni. Nu. Ride sub mustăți motanul. Ce noroc! Păcat să-l scap. Iute sus! Dar poc! O piatră îl lovește drept în cap. Vai, se tânguie motanul. Vai și vai de capul meu. Nicușor îl ia în brațe. Iartă-mă, te rog, că și eu te-am lovit. Și rău îmi pare. Dar de bieții puișori, e cum nu ți-a fost milă când să risești să-i omori? Poezia este o parabolă, nu? Vreau să vă întreb, de cine trebuie să plângi? Cui trebuie să-i plângi de milă? Primul care reclamă că trebuie să fie, eu știu, despăgubit datorită faptului că a primit o piatră în cap, e motanul care zice Vai de capul meu! Și el zice Uite cât de nemilostiv a fost cine! Nicușor, care a dat cu piatra. Hm? Și aparent așa este în prima ipostază. Puneți însă lucrurile în context și Nicușor explică Dație! Dație! Tu nu trebuia să-ți fie milă? Ție nu trebuia să-ți fie milă? De puișorii care dorisești să-i omori? Puneți lucrurile întotdeauna în contextul larg și veți vedea că în timp ce noi, motanii, ne tot tânguim, că ne doare capul, că să vezi ce ni s-a întâmplat, dacă punem lucrurile în context, vom descoperi că, de fapt, Dumnezeu are dreptate. Și că, din punct de vedere al milei, Uneori noi ne facem că suntem victime, dar de fapt victimele sunt în altă parte. Uneori victima este Dumnezeu, uneori victimele sunt semenii, uneori rezultatele și consecințele faptelor noastre se văd mult mai departe decât vrem noi să arătăm lucrurile. Bun, mă întorc la Împărați, capitolul 20, versetul 37. Fiul Prorocului a găsit pe un alt om și a zis, lovește mă, te rog, omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat, robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând, păzește pe omul acesta, dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui sau vei plăti un talent de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. O altă pildă, da? O altă pildă. Tot un fel de nicușor și aici. Și spune, l-am pierdut pe omul care mi s-a dat în pază. Hmm. Împăratul lui Israel i-a zis, asta ți este o sânda, tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini pe omul care îl sortise în nimicirii. Era fratele lui Ahab? Dumnezeu spune: Îl sortisem nimicirii. Viața ta va răspunde pentru viața lui, poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist și mânios și a ajuns la Samaria. I-a stricat ziua. A vrut să fie și el mai bun. A vrut să fie și el milostiv. Și în loc ca prorocul să vadă lucrul acesta, prorocul spune, vei răspunde pentru actul de milă pe care l-ai făcut. Sunt, sunt lucruri care cer atenția noastră. Pe de-o parte, Dumnezeu spune... Fiți dar milostiv, cum și Tatăl vostru ceresc este milostiv, iar pe de altă parte, Dumnezeu spune, fii atent la ce ești milostiv, pentru că nu toate lucrurile trebuie să beneficieze de milă, nu? Noi nu mai învățăm asta azi. Dar vă rog frumos, răbdați puțin împreună cu mine și lecția asta, care este greu de acceptat, dar care este o lecție fundamentală bazată pe har. Rețineți, este o lecție bazată pe Harul lui Dumnezeu. Se Se bazează pe faptul că împărații lui Israel sunt împărați miloși. S-au îmbrăcat cu haine de sac și s-au încins cu funii, deși nu aveau regret și nu regretau vreun pic nimic din ceea ce au făcut, manifestau pocăință? Când s-au dus înaintea lui Ahab, era un gest de pocăință? Nu. Ce gest era? Poftiți? De dimineață, fratele Ghiță mi-a sugerat un cuvânt, un termen, nu prea bisericesc el, dar care era foarte Potrivit. Mi-a zis șmecher. Șmecher, da? Făcuseră treaba asta pentru că doreau să manipuleze. Vor, doreau să-l manipuleze, să scape cumva. Nu doreau să se pocăiască, doreau să rămână la fel, dar să scape cu viață. Este gestul acela pe care Ioan Botezătorul face față de cei care veneau să se boteze când le spune pui de năpârci, voi vreți să fugiți de mânia viitoare, atât. Dar voi nu aveți de gând să faceți fapte vrednice de pocăință. Nu, voi nu vreți să vă pocăiți, voi vreți să rămâneți pui de năpârci. Voi vreți să rămâneți pui de năpârci. Vedeți, de asta Dumnezeu spune că înainte de milă, Dumnezeu va judeca pentru că încercarea noastră de a manipula, încercarea noastră de a ne strecura cumva în împărăția lui Dumnezeu, să fim și noi acolo și pui de năpârci, dar să fim acolo, lucrul acesta nu funcționează, deși în firea noastră veche lucrurile cam așa stau. Timpul înaintează Vreau să vă aduc aminte doar sau să atrag atenția dumneavoastră asupra unui, a, o altă situație. În Deuteronom, capitolul 13, uh, sunt câteva exemple care ne spun când nu trebuie să ai milă. Foarte interesant. Versetul 6. Dacă fratele tău, și spune limpede, nu prin alianță, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, prietenul tău care îl iubești, ca pe tine însuți, te ațâță în taină zicând, haide să slujim altor Dumnezei. Dintre Dumnezeii popoarelor care vă înconjoară, lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă, să nu te învoiești, să nu-l asculți, să nu alungi o privire de milă asupra lui. Dur? Dur? Observați când Dumnezeu spune aici nu-i nevoie de milă. Observați când spune Dumnezeu lucrul ăsta. Dumnezeu spune aici nu-i nevoie de milă în momentul în care omul nu face trimitere deloc la pocăință. Omul ăsta nu se pocăiește, omul ăsta nu-i pare rău, omul ăsta ea, sau acest om stă lângă tine numai pentru a fi o pricină de cădere. Te atrage către alți Dumnezei. După ce stai de vorbă cu el, după ce îi arăți că ăsta este adevărul, el rămâne mai departe acolo și rămâne în funcția lui, funcționând în direcția respectivă. Ai grijă. Dacă vei rămâne mai departe prieten cu el, asta nu înseamnă că ai milă. Nu. Aici nu e vorba de milă. Aici e vorba de altceva. Vă aduceți aminte de textul celălalt din Iov, L-am citit de dimineață. Vă rog să le puneți unul lângă altul. Textul acesta care spune să nu arunci o privire plină de milă și textul celălalt care spune Iov 6 cu 14 zice Cel ce suferă are drept la mila prietenului chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Textul aici spune, dacă un om părăsește frica de cel tot puternic, are dreptul la mila ta. Dar în ce condiție? Nu în condițiile în care el rămâne mai departe o pricină de potinire pentru tine. Nu în condițiile în care te trage mai departe spre rău. Nu în condițiile în care el funcționează mai departe ca un promotor al nelegiuirii. Nu. Ci în condițiile în care suferă îi pare rău, are momente de remușcare, de rușine, a căzut și vrea să se ridice, du-te la el și ridică-te. Ridică-l, pardon. Dar dacă nu se întâmplă lucrul acesta și dacă funcționalitatea lui este pe domeniul acesta al nelegiuirii, atunci nu mila este cea care rezolvă problema aceasta, ci dreptatea, judecata. El trebuie să știe unde stă, el trebuie să știe că nu face bine. Lui trebuie să-i se descopere că situația lui este vinovată. Un om care nu se pocăiește trebuie să stea față în față cu dreptatea, judecata și legea lui Dumnezeu pentru ca să-și revină. Dacă în fața omului care uh, iubește nelegiuirea vei veni cu har, cu milă, cu dragoste, ce se întâmplă? Deci, încă o dată, omul iubește nelegiuirea. Și tu te duci la el cu iubire. Ce se întâmplă? Este o ușă deschisă spre perpetuarea acestei stări de fapt. Niciodată legea lui Dumnezeu nu vine să spună te iubesc unui om care a păcătuit întotdeauna legea vine și spune plata păcatului este moartea. Atâta tot. Și dacă după asta te vei pocăi, atunci Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv. Și ridică pe cel ce se pocăiește. Dar elementul care schimbă tot e pocăința. Lucrul care ne-a dus pe noi aici. Pocăința. Asta schimbă tot. Nu există pocăință, nu se schimbă nimic. Lasă ca legea să-și facă datoria ei. Există pocăință, adul la Harul lui Iisus Hristos. Întărește-l, ridică-l. Fii alături de el. Um, faceți deosebire aceasta morală între momentele în care Dumnezeu ne cheamă să fim miloși și între momentele în care Dumnezeu ne cheamă să reflectăm judecata Lui. Pentru că aceasta este chemarea Lui Dumnezeu pentru un creștin. Aceasta este singura șansă a unei personalități creștine eficiente în secolul 21. Spuneți-i păcatului pe nume, și chemați Harul lui Dumnezeu să mântuiască pe cel ce se pocăiește. Dacă nu, nu. În Iacob, capitolul 2 cu 13, este un alt text care ne dă de gândit. Știți ce zicem? Iacob, fratele Domnului, spune așa, Mila biruiește judecata. Oh, și foarte mulți oameni au zis, vezi, mila este aceea care anulează judecata. De ce mă pui să judec? Lasă-mă să-mi fie milă. Este foarte ușor să nu judecăm. Ne scoate din, 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 încurcătura asta, din faptul ăsta că atunci când judeci pe cineva, riști să ți-l pui în cap. Și atunci textul spune, Mila biruiește judecata. E corect sau nu? E corect sau nu? Sigur că dacă scrie, n-am ce zice. N-am cum decât să zic că e corect pentru că scrie. Mila biruiește judecata. Dar nu uitați un lucru. Că în felul acesta, Mila aduce în existență ispășirea. Textul ăsta nu poate să fie înțeles fără ispășire. Fără ispășire e o absurditate. Mila nu este împotriva judecății și judecata nu se bate cap în cap cu mila, niciodată. Judecata arată de cine trebuie să-mi fie milă, pentru că astfel să pot să fiu milostiv cum este și Dumnezeu. Dar când îmi spune că mila biruiește judecata, cuvântul lui Dumnezeu mi arată că Isus Hristos a fost acela care a ispășit. Judecata n-a putut să fie niciodată oprită. Omul respectiv n-a putut să fie niciodată scos din fața judecătorului decât în momentul în care a venit cineva și a inventat ideea de ispășire, bail-out, cum zic englezii. Da? Te duci acolo și a venit altcineva și a plătit pentru tine cât? Un milion de dolari ca să te scoată din mâna judecătorului. Și acel milion de dolari este garanția faptului că tu. Nu vei dispărea, nu vei trișa, nu vei. Nu te vei sustrage de la judecată. Isus Hristos a plătit milionul de dolari pentru tine și pentru mine. A făcut mai mult decât atât. Din milă pentru mine și pentru tine, a rezolvat problema mea. Și numai așa mila biruiește judecata, prin ispășire. Dacă n-ai ispășire, nu vom putea niciodată să înțelegem cum, Doamne, mila poate să biruiască judecata. Nu poți să lași pe Benhadat să plece așa, din ca, și simplu, pentru că ți este milă. Nu se poate să stai împotriva deciziei lui Dumnezeu și să lași pe Agag să trăiască pentru că ți-e milă. Nu! Dacă vrei să faci ceva pentru el, pentru Ben Hadad, pentru Agag și așa mai departe, stai de vorbă cu Dumnezeu și vezi cum e cu ispășirea. Poți să faci ceva ca să ispășești acolo? Și Iisus Hristos este cel care bate la ușa înțelegerii mele și spune Am făcut eu toate demersurile. M-am dus eu la tată. Și am stat de vorbă cu tatăl meu și am ispășit. Și am ispășit pentru toți. Dar ar primi ispășirea. Indiferent că e Agag, indiferent că e Ben Hadad, indiferent că e Iuda, de primi ispășirea. Atunci, mila ar fi mai puternică decât judecata. Mila ar putea să facă ceva pentru ca să salveze pe cel păcătos, dar dacă el rămâne mai departe acolo, funcționând pentru nelegiuire, plăcându-i nelegiuirea și dacă nu există pocăință, ispășirea nu e primită. Iar fără ispășire, Mila nu poate să facă nimic. Îmi place foarte mult când Scriptura pune în fața mea Ideea că în timp ce unii oameni eu știu vor să manipuleze milostivirea sau ideea de milă în faptele apostolilor capitolul 10 găsesc mărturia scripturii în legătură cu un păgân. Faptele 10 cu 2 E vorba de Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Păgân? Păgân. Omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu. Cum e posibil, mă, fraților, să vorbești despre Corneliu, un păgân cucernic, temător de Dumnezeu, cu toată casa lui? El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. V-am spus, am pornit de la negativ și am pornit de la lucrurile care probabil că ne dor. Am ajuns într-o zonă în care descoper că în lumea largă Există oameni cu cernici, există oameni temători de Dumnezeu, cu care împreună cu casa lor se păstrează ca un nufăr curat într-o baltă de mizerie. Și iată-l pe Dumnezeu aici care spune Versetul 4 rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Câte milostenii făcuse Corneliu? Câte milostenii Până la cer. Până la cer. Taților, n-ar merita ca Corneliu să fie creștin? Nu-i creștin? Nu ne iau înainte alții din lumea mare? Între un creștin sau între un om care încearcă să manipuleze mina lui Dumnezeu și între un păgân care îl cunoaște pe Dumnezeu și în sinceritatea, în autenticitatea lui, face milostenii până la cer, judecați dumneavoastră. Judecați dumneavoastră cum iubește Dumnezeu. Judecați dumneavoastră cum privește Dumnezeu lucrurile și veți vedea cât de frumos este dincolo. Sau cât de frumos ar trebui să fie aici. Vreau să vă întreb. Nu vreți să-l mutăm pe Corneliu în Lomalinda? Haideți să-l mutăm în Lomalinda. Haideți să fie mulți de Corneliu aici. Mila păgânilor este începutul mântuirii lui Dumnezeu în viața lor. Fraților, aș vrea să mai rămân să vorbesc puțin de tot despre mila legii. Că noi avem probleme cu legea și se pare că de la o vreme încoace um, există un război psihologic împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva dreptății lui Dumnezeu. Vă voi invita să deschideți rapid de tot în Exodul 22 cu 27. Suntem în așa zisă lege a lui Moise în Torah. <găt> Exodul 22 cu 27. Haideți de la versetul 25. Dacă împrumuți bani vreuneia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fii față de el ca un cămătar, și să nu ceri camătă de la el. Închideți. Deci, încă o dată. Dacă împrumuți, să nu fii ca un cămătar. Să nu ceri camătă de la el. Dacă iei zălog haina aproape lui tău, să o ia, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui. Acum, noi trăim într-o lume care nu e foarte ușor de trăit. Deci, de ce ei camătă învelitoarea? Pentru ce? Ca să-mi dea bani înapoi. Nu? Să-l oblig să-mi dea bani înapoi. Că altfel nu mi-o de... asta am ajuns. Că dacă mi-ar fi dat banii înapoi, nu-i mai luam învelitoarea camătă. Dar nu mi-i dă înapoi. Și atunci iau învelitoarea ca să-l oblig să-mi dea banii înapoi. Acum, spuneți-mi dumneavoastră, cum îl oblig dacă eu seara îi dau învelitoarea înapoi? Păi nu-i convine? Îi, îi dau învelitoarea înapoi seara, el doar liniștit, a doua zi mi-o dă înapoi, nicio problemă peste zi n are nevoie de ea. Seara, iar eu-o dau înapoi. Cum rezolv problema mea? Am citit lucrul acesta. Și vreau să vă mărturisesc că l-am descoperit accidental în momentul în care am citit Psalmul 86. În Psalmul 86 apare la un moment dat caracterul lui Dumnezeu. Uitați, răsfoiți împreună cu mine. Psalmul 86 zice așa. Versetul 15. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător, milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate și în credincioșie. Și m-am uitat jos. Vă uitați la trimiteri. Trimiterile sunt Exodul 34 cu 6, număr 14 și așa mai departe. Exodul 34 cu 6, auziți ce zice? Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie și așa mai departe. Și mergând din aproape în aproape am descoperit această frumoasă învățătura a lui Dumnezeu în legătură cu legea. Spune, păi omule, du-te, ia învelitoarea, dar du-i-o înapoi pentru că nu are decât pe asta. Și mai este în altă parte un alt aspect, zice, dacă trebuie să te duci să iei camătă, să iei ceva din casă, ți-a promis că îți va da pătura. Să nu intri în casă să o iei. N-ai voie să intri în casa lui. Oprește-te la poartă, și să ți-o aducă el. Auziți? Să nu intri în casa lui să-l forțezi. Stai la poartă. E perimetriul lui, e privacy-ul lui. Nu intra acolo. Să ți-o aducă el afară. Cum numiți asta? Cum numiți asta? Nu vedeți frumusețea legii lui Dumnezeu care în fiecare moment nu calcă în picioare demnitatea omului. Chiar dacă omul ăsta a păcătuit, e sărac, nu are unde să-ți dea banii înapoi, nu-i călca în picioare de demnitatea. Nu intra în casa lui să iei cu deasila, lasă-l să-ți aducă el afară în mod onorabil ceea ce el consideră ca fiind al tău. Nu-l face să tremure noaptea, dă invelitoarea înapoi. E Spiritul Legii lui Dumnezeu care învață pe omul care are dreptate să fie milostiv. Cât de mult am învățat noi din lucrurile acestea dacă am fi atent la Spiritul Legii lui Dumnezeu care spune fiți milostiv, cum și Tatăl vostru cel ceresc. Este milostiv. În Matei, capitolul 9, cu 36, se spune că Mântuitorul a ieșit odată afară și a văzut gloatele. Și când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau ca niște oi risipite fără păstor. De câte ori a ieșit seara afară sau ziua și când ai mers la magazin, te-ai oprit în mijlocul mulțimii să-ți fie milă de oameni. Să-i vezi ca niște oi risipite, care au nevoie de păstorul sufletelor lor, este fundamental pentru un creștin. Oprește-te. Când zbori cu avionul pe deasupra unui continent întreg, de câte ori te opri să te rogi pentru faptul că nu știi. Cum lucrează Dumnezeu cu această mare de oameni despre care tu nu știi nimic? Unde-i mila? Unde-i căutarea pentru omul de lângă tine? Pentru ca Scriptura să oprească totul în jurul unui text frumos care spune. Noi nu avem un mare preot care să naibă milă de slăbiciunile noastre. Avem un mare preot care, din sanctuarul ceresc, sufletul se zbate de milă pentru fiecare făptură pe care i-o trec cu vederea de pe pământul acesta. Un mare preot milos, un Dumnezeu care este ancorat prin mila lui cu legături nevăzute de infinitatea de oameni care este aici. El care trăiește în felul ăsta. Dragii mei, fiți milostivi cum Tatăl vostru ceresc este milostiv. Știți că este lege? Dacă Dumnezeu a făcut să apară mila în univers, după ce Dumnezeu a dat exemplul acesta de milă, după aceea nimeni nu mai are voie să nu fie milos. Nu mai avem voie să fim nemiloși. Știți pilda din Matei 18? Ea iertat ispravnicului vreo 10.000 de talanți. Așa, i a șters dintr-o dată. Și i-a dat drumul să plece. A fost un act de milă. Și apoi, Ispravnicul s-a dus și n-a înțeles nimic din ceea ce i-a făcut stăpânul. S-a întâlnit cu unul dintre tovarășii lui, care îi datora 100 de lei, și a zis, e drept să-mi dai banii. Era drept? Sigur. Dăm banii acum și aici. Păi nu pot, mai îngăduim și să voi plăti. Nu, la închisoare. Și apoi împăratul spune, nu se cădea ca să ai și tu milă. Față de om, aproapele tău, nu se cădea să ai și tu milă. Într-o zi, ne vor judeca paharele de apă. Într-o zi, ne vor judeca vizitele pe care le-am făcut sau nu le-am făcut la cei întemnițați. Într-o zi ne vor judeca pâinea pe care am dat-o sau n-am dat-o celor ce erau flămânzi. Ne vor judeca hainele cu care am acoperit sau n-am acoperit un om gol. Toate acestea ne vor judeca datorită unui singur lucru, pentru că Dumnezeu ne spune, fiți milostivi cum și Tatăl vostru cel ceresc este milostiv. Amin. De frică sau de drag? Tatăl nostru, în numele scump al Mântuitorului, cerem din partea ta Binecuvântarea Duhului tău cel Sfânt ca să ne învețe să fim milostivi, să-ți semănăm, Doamne, în conștiința noastră, în căutările noastre, în iubirile noastre. Să ne ajuți, Părinte, să vedem frumusețea ta și să dorim să fim frumoși ca tine, curați ca tine, sfinți ca tine pentru ca lumea să poată să aibă mărturia unui caracter ceresc în această ultimă generație de existență pe pământul acesta. Pune în mintea noastră această dorință, Doamne, de a urma exemplul Domnului Isus, de a urma mielul sfânt oriunde merge El și modelul Lui să fie model pentru noi. în săptămâna care urmează. Te rugăm, Părinte, ia de mână și ajută-ne ca să prindem și noi mâna Ta. Păi, Doamne, să mergem împreună cu Tine la munca noastră, în mărturisirea noastră, în odihna, în recreierea și în zbaterea sufletului nostru să fim întotdeauna împreună cu Tine. Binecuvântarea ta să se întindă peste casele noastre, peste copii, peste cei în vârstă, peste cei încercați, peste cei bolnavi. Părinte, mijlocim pentru fratele Sabo din toată inima. Mijlocim pentru sora Elena din toată inima. Mijlocim pentru sora Lavinia. Mijlocim pentru noi. Vindecă ne, Doamne, sufletește și spiritual pe toți. Fă, Doamne, ca starea de față să-ți permită să intervii cu toată puterea și să ajuți, Doamne, pe toți aceia care dorești să-i ajuți să-i scoți din situația în care sunt și să vedem cu ochii noștri cum avem un Dumnezeu viu care se îngrijește de toate nevoile noastre. Amin. Ne predăm în mâna Ta. Facă-se voia Ta. Vie împărăția Ta, Doamne. Și slava Ta să fie căutarea noastră de fiecare zi. Amin.